Fac o prăjitură cu cireșe. Am pus aici 4 ouă, o să le mixez. Am aici 350 de grame de kefir sau iaurt, ce aveți. Un praf de copt, o să pun puțină sare. 4 linguri de ulei de cocos. Puteți pune ori de care ulei. Eu o să folosesc făină de migdale. Dacă faceți cu făină normală, cam 350 de grame să pune. Eu am pus cam 200 de grame de făină de migdale, 2 linguri de făină de cocos și am pus o lingură de psyllium, de asta de praf, pentru făinile care n-au gluten. Și o puțină esență de vanilie, nu prea am. Și cum n-am pus zahăr, am pus aici cam 100 de grame de stafide. Am pus un pic de suc de cireașă pe el să se hidrateze. Am pus ulei aici în tavă și vreau să o împart în două, o să fac și în tigaie și în cuptor, să văd cum iese. Am pus cireașele peste și acum o să pun iar aluat. Am mai pus câteva cireașe pe deasupra și o băgăm la 180 de grade la cuptor. Și varianta la tigaie o să umplu cu, cum am avut niște urde așa de bun, am pus aici un ou, pic de vanilie. Am așezat urda și am pus un pic de suc de cireașă să dea un pic de culoare, pun restul de compoziție și lăsăm la foc mic. Și așa arată cireșica. Am lăsat-o cam 25 de minute. Și asta cu urda am întors-o pe capac și sub capac am pus o hârtie. Și așa și cum a să coace, să nu mi se ardă, că s-a colorat un pic aici, da, super bine arată.